Piața meseriilor. Aceasta este o resursă educațională deschisă la disciplina consiliere și dezvoltare personală la clasa a 6-a. Această resursă face parte din seria de resurse care prezintă factori de influență a alegerii carierei. Te rog să fii atent și să pregătești o coală A4 pe care vei nota câteva aspecte cerute, iar la final pune fișa în portofoliul tău. În alegerea unei cariere, oamenii țin cont de câțiva factori. Iată care ar putea fi alți 3 factori pe lângă prestigiul social și satisfacția profesională prezentați deja într-un material anterior. Piața muncii, adică meseriile căutate, salariul sau venitul pe care îl obține o persoană în urma muncii desfășurate și educația necesară. Dar ce este piața muncii? Imaginează-ți un imens magazin de îmbrăcăminte, unde sunt aduse produse noi pentru toate categoriile de persoane, în funcție de sezon sau în funcție de tendințele în modă. Unele produse sunt scoase din magazin pentru că nu mai sunt la modă sau cerute. Și piața muncii se aseamănă cu un imens magazin în care găsești meserii diverse, meserii actuale, adică cele care sunt la modă sau cerute, unele care își pierd actualitatea, sunt demodate, sunt mai puțin cerute, se găsesc mai rar. Cu siguranță pe piața muncii vor apărea și meserii noi în viitorul apropiat. Haideți să urmărim câteva exemple. Profesorul, medicul sau frizerul probabil vor exista mult timp de aici înainte. Tu ce crezi? Spunem despre aceste meserii că sunt actuale și necesare. Există unele profesii care sunt foarte căutate. În ultimii ani s-a constatat că profesia de programator sau informatician este foarte căutată și la modă datorită dezvoltării tehnologiei. Tu ce meserii crezi că vor rămâne actuale pentru o perioadă lungă de timp? Ce profesii vor fi căutate pe piața muncii în următorii 10 ani? Notează pe o fișă 2-3 meserii actuale, la modă în acest moment și încă 2-3 care crezi că vor fi cerute și peste 10 ani. Prezintă rezultatul colegilor tăi. Făcând o paralelă, nu cu foarte mult timp în urmă, să spunem cu aproximativ 30 de ani, coșarii, adică cei care curățau coșurile de fum ale caselor, cizmarii, cei care reparau încălțăminte, sau ceasornicarii, cei care reparau ceasuri, nu își puteau imagina faptul că va veni o vreme în care meseria lor va apune. Azi, lucrurile stau la fel. Datorită progresului tehnologic, se presupune că alte meserii care sunt căutate încă, în viitor vor deveni tot mai puțin cerute. De exemplu, lucrătorii în agricultură, datorită apariției utilajelor tot mai performante, sau agenții din turism, datorită informațiilor găsite azi cu ușurință pe internet. Tu ce profesii consider că s-ar putea să dispară în viitor, chiar dacă astăzi ele încă sunt cerute? Crezi că vor mai exista avocați, chelneri sau șoferi în viitor? Argumentează-ți răspunsurile. Tot datorită schimbărilor care apar în societate și a evoluției tehnologiei, în următorii ani se presupune că vor apărea meserii noi. Specialiștii spun că este posibil să apară meserii noi în domenii precum ecologia, robotică medicală, energie verde. Probabil, în multe activități, oamenii vor fi înlocuiți cu roboții, dar cu siguranță vor apărea și profesii noi pentru oameni. Cineva va trebui să întrețină să programeze roboții, nu-i așa? Tu ce profesii noi crezi că vor mai apărea în următorii 20 de ani? Notează 2-3 profesii care crezi că vor apărea în viitor. Fii creativ! Discută cu colegii tăi! Nu putem fi siguri cum va arăta viitorul, însă un lucru e sigur, lumea nu va rămâne la fel. Important este să fim pregătiți pentru schimbare. Îți doresc mult succes în alegerile tale!